E o seară istorică la Antena 3. Generalul Dan Voinea este procuror militar, procurorul din dosar din procesul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu și apoi a coordonat ancheta din dosarul Revoluției. Este în studioul nostru. Domnia sa, pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu, a făcut o dezvăluire foarte interesantă, și anume că a anchetat așa zisa sinucidere a generalului Milea, șeful Apărării Naționale, și că a ajuns la concluzia că a fost asasinat de șeful Gărzilor Patriotice, de la acel moment generalul Pârcălăbescu, care și-a exprimat dorința să intervină în direct în această seară. Bună seara, domnule general! Bună seara! Mulțumesc că ați intervenit! Bună seara dumneavoastră, numai pentru dumneavoastră! Vreți să vorbiți doar cu mine, așadar? Da, numai pentru dumneavoastră, cu personajul care l-aveți lângă dumneavoastră nu discut. Domnule general, dumneavoastră la momentul acela erați șeful Gărzilor Patriotice, dar înainte de a fi șeful Gărzilor Patriotice, sau mai exact întrebarea este, când ați fost numit șeful Gărzilor Patriotice? Da, domnule Gădea, mă auziți? Vă ascult, da. Înainte să fiu șeful de stat major, că nu eram eu comandantul Gărzilor Patriotice, eram șef de stat major. Toate lucrările se făceau când generalul Coman coordona toată această treabă. Înainte de a fi numit, pe data de 15 decembrie 1989. 15 decembrie 1989 ajungeți pe această funcție? Da, am fost instalat în funcție de către generalul Coman. Înainte am fost ocitorul comandantului armatei și secretarul Consiliului Politic al Armatei. Ați fost vreodată directorul de cabinet al generalului Milea? Da, am fost șeful direcției secretariat timp de 2 ani de zile. Am lucrat cu generalul Milea. În ce perioadă? Iar propunerea pentru șef de stat major la Gărzi a fost făcută de către generalul Milea și generalul Oltean. Bun. Dumnezeu să-l odihnească și pe Oltean. Dumneavoastră, întrebare foarte importantă. Deci dumneavoastră, în ce perioadă i-ați fost până la urmă colaborator direct al generalului Milea? În 1987-1989. Deci, înainte să ajungeți pe aceste funcții foarte importante, ați lucrat direct cu... Direct cu generalul Milea, care era ministrul Apărării Naționale atunci. Bun. Generalul Dan Voinea, procurorul militar Dan Voinea, vă acuză de faptul că l-ați asasinat pe generalul Milea. Cum răspundeți aceste acuzații? Nu știu care sunt problemele pe care le are generalul Voinea, dar sunt, într-adevăr, să știți, cu adevărat de minciuni. Total minciuni. Pentru că modul în care s-a sinucis generalul Milea, la generalul Botoș, care era în acel timp procurorul general al României, a numit doi ofițeri, colonei procurori, din cadrul parchetului militar, care timp de 2 ani de zile au studiat și au analizat, au făcut cercetări cu toate problemele respective, timp de 2 ani de zile, vă spun, și am fost chemat, cred că de vreo 6 ori în legătură cu această problemă, ca în final dosarul să se claseze ca fiind nefondat toată această chestiune. Nu știu de unde generalul Voinea a luat această chestiune că eu l-am ucis pe generalul Milea. În primul rând, nici n-a studiat care era situația în Comitetul Central în legătură cu această problemă. Nu cunoaște. Toate declarațiile sunt făcute la dosar de către ofițerii care au fost acolo în momentul respectiv. Cum s-a anunțat Ceaușescu, cum s-a sinucis Milea, eu m-am dus personal la Ceaușescu, că i-am spus despre ce este vorba, la care Elena Ceaușescu, care era în birou cu generalul, cu Nicolae Ceaușescu atunci, a zis, ți-am spus eu că e un trădător, Elena Ceaușescu la Ceaușescu. Eu am rămas la ușe, pentru că vă dați seama momentele în care am trecut în acele clipe. Dar domnule general, să ies afară și să vină Curticianu. Curticianu. O secundă, Curticianu, pentru cei care nu știu, era șeful de cabinet al lui Ceaușescu. Era Curticianu, da, era șeful cancelariei. Cancelariei. Da, da.
Așa. A venit Curticianu. Dați televizorul încet și ascultați-mă doar în telefon, domnule general. Poftiți? Dați televizorul încet și ascultați-mă doar în telefon. Da, da. Bun, așa. Și a venit șeful cancelariei lui Nicolae Ceaușescu, Silviu Curticianu. Șeful cancelariei lui Nicolae Ceaușescu, l-a chemat și pe Nicolcioiu. Da, l-am dat încet. Așa, vă ascult acum. Mă auziți acum? Da. Da, și i-a spus să facă comunicatul către țară în legătură cu sinuciderea lui Bilea. Înainte de această problemă, în momentul când Bilea s-a împușcat în biroul meu, nu eram în birou, eram afară din birou pe al doilea culoar cu capitanul Vătămărescu, care era aghiotantul generalului Bilea, am auzit amândoi împușcătura, la ușa biroului pusesem un plutonier, plutonierul Manole, care n-a dat voie la nimeni să intre înăuntru, pentru că asta a avut ministrul Apărării Naționale, care ceva de văzut să dea un telefon la Ministerul Apărării Naționale. Și într-adevăr, în momentul când am intrat în birou cu capitanul Vătămărescu, am intrat amândoi în biroul respectiv, telefonul operativ fixul, care era pentru armată, adică telefoanele scurte, cum le numim noi, era întors de la masa respectivă și s-a văzut că s-a vorbit la el. Numai deci, la telefonul deci, dumneavoastră telefonul spuneți... cu oraș nu s-a vorbit absolut deloc. Domnule general, dumneavoastră spuneți așa în seara asta, așa anume, că este adevărat că Milea, spuneți dumneavoastră, s-ar fi sinucis în biroul dumneavoastră și că sunteți primul care a intrat după ce Milea s-ar fi împușcat pe lângă inimă, corect? Am înțeles, da, corect? Am intrat odată cu capitanul Vătămănescu. Am înțeles. Eu vreau să vă rog ceva. Și vreau, vă rog, de fapt, frumos, să vă întreb ceva. Vă rog. Am fost corect cu dumneavoastră în această seară când s-a pronunțat numele dumneavoastră, ați dorit să intrați, ați intrat, v-am ascultat. Categoric. Categoric. Am o rugăminte. Da. Dumneavoastră a spus că nu vreți să interacționați cu generalul Dan Voinea. Nu discut. Nu discutați. Am o rugăminte. Discut. Am să discut cu generalul Voinea în altă parte. Ok. Am o rugăminte la dumneavoastră. Pentru că sunt un om corect și pentru că pentru mine adevărul în această chestiune, eu mă gândesc... Da, vă știu. E foarte posibil ca în această seară, la această emisiune, să uite inclusiv fetele, care atunci erau fetițele generalului Mina, acum sunt oameni în toată firea și e posibil să se uite. Și vreau... Da, le-am cunoscut foarte bine. Vreau să tratez această speță cu toată responsabilitatea. Motiv pentru care vreau să vă rog ceva, domnule general. Rămâneți la telefon, dumneavoastră nu interacționați cu generalul Dan Voinea, dar interacționez eu. Sunteți de acord și apoi mă tot la dumneavoastră. Doar o secundă rămâneți la telefon. Da, vă rog. Mulțumesc. Vă rog. Domnule general, care sunt informațiile dumneavoastră care arată, în opinia dumneavoastră, motiv pentru care l-ați pus sub acuzare pe generalul Pârcălăbescu, că este cel care l-a împușcat pe generalul Milea? Pe scurt, vă rog, că nu vreau să avem ceva de discutat în seara asta foarte important, deci, procesul lui Ceaușescu. Arma care a fost împușcat generalul Milea este un pistol care aparținea lui Vătămănescu, subordonatul colonelului Pârcălăbescu. Deci, domnule general, faptul că îi aparținea, cum i-a luat, în opinia dumneavoastră sau pe informațiile pe care le aveți, arma lui Vătămănescu, cel care, Vătămărescu, care dumneavoastră ați intrat în birou și care spuneți că este martor la faptul că dumneavoastră erați cu el și nu l-ați împușcat pe Milea? Mă auziți? Da, vă aud. Bun, deci cum i-a luat Milea arma subordonatului dumneavoastră? Da, îmi dă voie să vă explic, domnul Gâdea. Vă rog. În primul rând, ministrul apărării nu s-a împușcat cu pistolul de la Vătămărescu. Dar cu ce pistol? Dar nu i-a luat pistolul de la Vătămărescu. A cerut un pistol de pe hol. Pe hol era un pluton de transmisiuni ordonat de către ministrul apărării naționale, iar comandantul acelui pluton, m-a auzit? Vă aud perfect. Comandantul acelui pluton, Maiorul Tufan, da, i-a dat pistolul de la brâu cu centură, când Mirea a zis în momentul respectiv, lasă și centura. Și pistolul lui Tufan cu centura a intrat în poziția ministrului apărării. Tufan susține faptul că i s-a luat pistolul de către generalul Milea? Da, a dat declarație.
Dumneavoastră, doar o secundă, domnul general, rămâneți cu noi. Dumneavoastră, cum combateți această idee? Păi, ministrul Milea avea pistolul lui, care putea să-l folosească, al lui, dacă vrea să se... Dar era situație, toată lumea era în consemn. În Comitetul Central, unde se găseau soții Ceaușescu, aveai voie tu ca militar să dai arma din dotare al cuiva? Domnule general, generalul Milea, de ce nu și-a folosit pistolul lui dacă a fost o sinucidere? Da, pistolul generalului Milea era într-o geantă ținută de către Bătămănescu. Ca să știți despre ce este vorba. Deci nu-l purta? Da, nu purta. Generalul Milea nu purta pistolul la el. Spuneți-mi, vă rog, cum îl cheamă pe acest colaborator al dumneavoastră? Vătămănescu sau Vătămărescu? Capitanul Vătămănescu. Vătămănescu. Vătămănescu mai trăiește? Da, sigur că da. Bun, dacă trăiește și vrea să intre în seara asta în direct, este invitatul meu. Deci dumneavoastră spuneți că generalul Milea, dar de ce ținea pistolul la Vătămănescu? Așa, așa a ordonat ministrul, aia nu cunosc care-i treaba. De ce ținea pistolul, domnule general, la acest capitan? El era obligat ca militar să poarte pistolul, toată lumea, deci după ce s-a intrat... Ministrul n-a avut pistolul la el. Pistolul ministrului era la căpitanul Vătămănescu. Deci după ce s-a era dat... ministrul apărării și i-a ordonat să țină pistolul în geantă. Era în geanta, avea ministrul geantă plic și pistolul stătea în acea geantă plic. Nu stătea ministrul cu pistolul când ministrul nici nu știe. Era obligat tot să aibă armamentul asupra lor, că așa a fost în alarmă. Da. Dar aveau voie militarii din... Domnul Vedea, m-auziți? Doar o secundă, domnul general. Da, domnul general, vă ascult. În primul rând că nici nu a precizat de unde a venit Milea, la etajul 6. Dintr-o dată se vede că nici nu cunoaște situația. M-ați înțeles? Nici nu cunoaște situația. De unde a venit Mirea la etajul 6? Mirea a venit la etajul 6 de la ședința care a avut loc jos la Comitetului Politic Executiv. După ședința Comitetului Politic Executiv, Mirea a fost chemat la Ceaușescu, s-a dus la Ceaușescu și de acolo a venit la etajul 6, unde eram noi. Ce a spus Ceaușescu atunci, știți? Nu cunosc ce a zis Ceaușescu. Doar o secundă, domnule general. Cum răspunzi la asta, domnule general? Vă rog. El s-a dus să dea un telefon pentru că etajul 6 era de al militarilor. Și s-a dus să dea un telefon, avea încredere că i-a fost subordonat domnul Pârcărăbescu, s-a dus să dea un telefon la predeal să vadă dacă fiica lui a ajuns bine acolo cu nepoatele. Ăsta a fost motivul pentru care s-a dus să dea telefon de acolo. Dar avea voie un militar în Comitetul Central să dea arma din dotare al cuiva? Avea voie un militar în Comitetul Central să dea arma al cuiva, domnule general? Domnule Gădea, ce vreau să vă spun, condițiile alea erau, atunci erau foarte nebuloase cu treaba asta. Iar ministrul i-a și... Spuneți, vă ascult. Iar ministrul i-a și... ofițerul respectiv n-a vrut să dea pistolul. Dar ministrul a zis, măi, sunt ministrul apărării naționale. Te rog să-mi dai pistolul și centura. O secundă, domnule general. Atunci a venit ofițerul de serviciu care l-aveam la gărzi, da. I-a luat vailul lui Tufan, i-a luat centura și cu pistolul și l-a dat ministrului. O secundă, domnule general. L-ați audiat pe Tufan, confirmă aceste lucruri? A fost audiat, categoric, dar să știți că a murit vailul. Da. A fost audiat, Tufan avea plicul cu pistolul ministrului asupra lui. Putea să-i dea, ministrul lua pistolul lui. Nu era nevoie să îl amenințe pe soldatul ăla să-i dea pistolul cu centură. Nici nu știa dacă are gloanțe în pistol. În primul rând. Vă ascult, domnule general. Nu știe că avea gloanțe în pistol. Pentru că era alarmă de luptă, cum abar n-are despre ce-i vorba, domnule. Bun. Vorbește aiurea. Domnule general, am... O rugăminte la dumneavoastră. O secundă, mai stați, că aici vine întrebarea cheie. Domnule general Dan Voinea, în opinia dumneavoastră, pe datele pe care le aveți în calitate de procuror militar care ați investigat dosarul Milea... Vă rog. Doar o secundă, domnul general, că ajung la dumneavoastră acum cu aceeași întrebare. În ce procent, sau cum să vă întreb, haideți să zicem în procente, credeți că vinovat
de moartea generalului Mila este generalul Pârcălăbescu. Păi lucrurile s-au întâmplat cam așa și poate să confirme domnul Pârcălăbescu, că se uită la noi. După ce a intrat ministrul Milea în biroul colonelului Pârcălăbescu să dea telefon, domnul colonel Pârcălăbescu le-a ordonat ofițerilor care erau în birourile învecinate să părăsească biroul. Le-ați ordonat acest lucru, domnule general? Nu există așa ceva. Au declarații date în dosar. Nu există așa ceva, au declarații date. Să vină cel care a dat declarația față în față cu mine. S-a cercetat 2 ani de zile toată această treabă. Iar voi ne-a luat din povești anumite chestiuni. Bun, stați o secundă. Domnule general, eu vă întreb pe dumneavoastră, am această posibilitate să vă întreb direct. Generalul Voinea, procuror militar, v-a acuzat de faptul că l-ați omorât pe generalul Milea, ministrul Apărării Naționale, la acel moment. Eu vă întreb pe dumneavoastră, nu știu, sunteți o persoană credincioasă, nu sunteți credincioasă. Sunteți credincios. Puteți să-mi spuneți înaintea lui Dumnezeu că dumneavoastră nu l-ați împușcat pe generalul Milea în 22 decembrie 1989? Categoric. Dar cine l-a împușcat atunci? Categoric. Dar l-a împușcat altcineva? Nu, singur. A fost singur în birou. Bun, dumneavoastră spuneți categoric. Nu, categoric. O secundă. Eu am rămas în, eu am fost ultimul care am ieșit din birou. Da? Vă ascultați? Absolut, absolut, domnul general. Eu am fost ultimul care am ieșit. Primul a ieșit Vătămănescu, că a vrut să-i spună niște treburi. Așa. După care am intrat eu în birou, mi-a spus și mie niște chestiuni în legătură cu activitatea care a avut-o cu Ceaușescu, discuția care a avut-o cu Ceaușescu, că i-a dat ordine să tragă mulțime, a venit sus, avea deja început să lacrimile să-i dea, eu l-am întrebat, văd că sunteți cam obosit. Și băi, uite, mi-a dat ordine în legătură cu această problemă, ca să pun armata să tragă în popor. Eu nu pot să pun armata să tragă în popor. Atât mi-a spus. Ok. O secundă, domnule general. Deci, poate fi adevărată discuția asta. Ceea ce nu știe domnul Pârcălăbescu este că după ce procurorii militari au făcut acea cercetare ordonată de procurorul general Botoș la vremea respectivă, s-a dat o clasare pe care eu am infirmat-o. Și s-a infirmat soluția de clasare și s-au reluat cercetările. A fost audiată doamna Milea. Are 3 declarații date după infirmare. Am o declarație dată în fața unei procurorese care a fost acolo. Și doamna Milea spune că domnul Pârcălăbescu l-ar fi asasinat? Nu, spune doamna Milea lucrul ăsta. Eu vorbesc de probele de la dosar. Ce probele de la dosar? Probele de la dosar ne indică că faptul că ministrul Milea a fost împușcat, nu s-a sinucis. Vorbește aiurea, domnule. Nu e adevărat, domnule general? Nu. Este o minciună grosorană pe care o spune. Păi, și actul medico-legal care, în care nu sunt consemnate, nu sunt consemnați factori suplimentari a împușcării, ăla e un mijloc de probă, nu poți să-l contrazici. Domnul Gredea. Vă rog, domnul general. M-a rugat, adică persoana care am discutat inițial la telefon până să ia legătura cu dumneavoastră, mi-a spus că duminică seara să vin la dumneavoastră. Da, în veniți? În legătură cu toată această problemă. Veniți? Așa am înțeles. Da. Nu? Da, da. Vă invităm. Vreți să veniți cu duminică? Cu cea mai mare plăcere. Bun. Domnule general, înainte să ne despărțim ca să închidem acest capitol. Da. Deci dumneavoastră la întrebarea mea, dacă înaintea lui Dumnezeu spuneți categoric nu l-ați împușcat pe generalul Milea. Categoric. Categoric ce? Categoric nu l-ați împușcat? Categoric, nu l-am împușcat. Duminică, veniți și cu Vătămănescu la emisiune duminică? Da, chemați-vă Vătămănescu dumneavoastră. O să-l chem. Da. Bun. Mulțumesc, vă aștept domnule general. Chiar mi-ar plăcea să-l și văd. Bun, vă aștept pe amândoi duminică. Subiect important, la 30 de ani, vedeți, avem încă această speță din punct de vedere juridic, ea nu este închisă. Avem, iată, un procuror militar care spune aceste lucruri, avem un general care spune nici vorbă categoric, nu am făcut asta. Bun, ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat este o discuție între generalul Milea
ministrul apărării naționale chemat de Ceaușescu iese de acolo, este împușcat, nu este împușcat, s-a sinucis. Mai aveți ceva de spus pe această speță? Pe această speță aș avea următorul lucru de spus, că toate aceste taine, dacă vreți, ale Revoluției, se datorează imixtiunii, dacă vreți, a factorului politic în justiție. Cea mai politizată instituție din justiție multă vreme a fost parchetul. Toate aceste dosare care privesc victimele din decembrie 1989 au fost soluționate, zicea domnul Cădubescu, cu clasare, cu neînceperea urmăririi penale, până în 1995 au fost clasate toate. Când mie mi le-a dat domnul, mi-a donat domnul Botoș să preiau aceste dosare, la așa le-am găsit închise. A trebuit să le infirm soluțiile și să încep să fac cercetări în fiecare dosar. Este consecința proastei anchete care s-a desfășurat în tot, care nu s-a desfășurat, mai bine zis, în toți acești 30 de ani. Asta este. Și la fel ca și Pârcărăbescu sau ca Filip Teodorescu, vin și arată public nevinovăția, asta nu înseamnă decât că